Așa, Domnului Isus, la toți, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. În această lună ianuarie 2021 am avut un vis, și în acest vis se făcea că eram împreună cu cineva din familia mea într-un loc cunoscut. Deodată au apărut niște oameni înarmați, îmbrăcat în negru, în mână avea un aparat. Cu acest aparat putea vedea oamenii care erau în acel sat. Acest aparat era un satelit în care vedeau, vedea totul. Ei nu se străduiau să caută oamenii să vadă unde sunt. Nu, doar ridica aparatul în sus și acel aparat satelit putea vedea totul unde sunt ascunși oamenii unde pot fi din tot satul. Unii oameni au început să se ascundă, unul în casă, altul în mașină, altul s-a stupa și punea pe el un butoi de fier tot să nu fie văzut, dar acești oameni înarmați au tras cu arma în ei și i-au omorât. Ceilalți oameni care încă n -au, n -au fugit și au vrut să iasă în fața lor ca să vadă ce are de spus, deci practic nu puteai să te ascunzi nicăieri. Erai obligatoriu să stai, să vezi ce vor de la tine. Acești oameni înarmați spunea la fiecare dintre noi: Dacă ne lepădăm sau nu ne lepădăm. Era obligatoriu, decizia fiecăruia să fie pe loc. Și am văzut unii oameni care spunea că nu se va lepăda în fața acestor înarmați. Iar aceștia n-au stat mult pe gând și au tras cu armele, i-au omorât pe loc. Apoi am văzut pe alții care văzând crima, ei de frică s-au lepădat și aceștia au fost lăsați să trăiască. Apoi am văzut pe alții care încă nu erau împăcați cu Domnul, nu avea legământul cu Domnul și aceștia... Fără să știe despre ce este vorba, ei spuneau din start că se va lepăda. Apoi am văzut alți creștini care avea legământul cu Domnul, erau împăcat cu Domnul. Aceștia nu știa ce vrea să spună lepădarea, pentru că nu cunoștea cuvântul și atunci ei cu ușurință spunea că se va lepăda, dar fără să știe despre ce este vorba. Oamenii înarmați cunoștea pe adevărații creștini că, într-adevăr, cei care nu se lepăda, aceștia erau omorâți. Nu trebuia să ai bati pe cap sau să ai vreun semn să te cunoască într-adevăr că în vremea aceea era ipocăit. Nu, aceștia lua pe fiecare în parte și le punea întrebarea, te lepezi sau nu te lepezi? Iar oamenii și copilul lui Dumnezeu care într-adevăr cunoștea adevărul, ei spuneau că nu se va lepăda. Și aceștia erau omorâți pe loc. Trăgeau cu pistolul, cu arma în ei. Și așa am văzut pe mulți care cădeau și să le pădeau. La fiecare pe rând li se punea întrebarea aceasta, iar fiecare trebuia să decidă pe loc. Apoi veni sără și rândul meu, în care trebuia să spun și eu ce am de făcut, să mă lepăd sau să nu mă lepăd. Eram foarte confuză, pentru că ei nu specifica pentru ce trebuie să te lepe și pentru ce nu trebuie să te lepezi. În mintea mea știam că în cuvântul lui Dumnezeu este scris că înainte de toate trebuie să vină lepădarea. Și am spus către unul dintre ei pentru ce trebuie să ne lepădăm. Ei o țineau pe lor și nu vrea să spună. Eu mă lepăd, dar pentru ce anume? Vorba despre Hristos, este vorba de o religie anume? Iar ei spuneau că este vorba de poporul român. Lucru care ei nu spuneau adevărul. Și în mintea mea era ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu despre lepădare. Eu nu am vrut să dau răspunsul pe loc, și în acel moment. Ei au dat la fiecare un pix șofai, în care trebuia să semnăm fiecare cu semnătura lui. Alții putea să dea răspunsul și hotărârea lor să fie pe loc. Pentru acea semnătură, care trebuia fiecare să dăm, ei au lăsat un timp scurt, foarte scurt. Timpul acesta era de o zi și ceva. Apoi, fiecare din noi trebuia să se prezinte cu foaia însemnată după hotărârea pe care o lua. Acolo era și un vas al Domnului, care este cunoscut de mine. Vasul Domnului stătea de vorbă cu o fată creștină. Fata aceasta dăduse semnătura pentru lepădare. Acest vas al Domnului îi spunea, Vezi, tu nu ai stat lângă Domnul cum trebuia de aceea tu te-ai lepădat. Dar acest vas de lucru și el avea o foaie și un pix, în care trebuia și el să dea semnătura după hotărârea pe care o luase. Acest timp era un timp foarte greu pentru creștini, pentru că fiecare trebuia să decidă cu viața lui. Eram cu toții obligați să decidem dacă ne lepădăm sau nu ne lepădăm. Am mai văzut încă doi de culoare neagră, africani, care și ei încercau să fugă. Ei știau că unica lor șansă de a nu da niciun răspuns, ei s-au apucat să fugă într-o mare, într-o mare de apă. Dar n-a făcut în timp să intre în ea pentru că acești oameni înarmați apucaseră să se bage după ei în apă și să-i scoată. Deși era o scăpare pentru cei care știau să nuate, dar pentru mulți nu era o scăpare. Și trebuia să fii foarte rapid ca ei să nu poată să te atingă. Nu se știa de familii, nu se știa de nimic, pentru că această zarvă era foarte mare și foarte înfricoșată pentru unul fiecare în parte. Chiar și familiile, și surorile, și frații, și tata, și mama, și copiii trebuiau să fie luați în vizor pentru această semnătură care și ei trebuia să dea. Dar aceea ce a ceea ce m-a uimit a fost acel satelit, acest aparat, că oriunde te-ai fi ascuns, acolo te găsea. Deci te putea vedea oricum. Deci dacă avea puterea chiar și într-un fier să te vadă, dacă erai astupat o bucată de fier sau cum a fost acel om, că s-a băgat în cazan să fie astupat și totuși l-a văzut. Am rămas uimită la aceste lucruri. Apoi m-am trezit. Ceea ce eu am înțeles la acești oameni înarmați, că veneau cu o tactică pentru a păcăli, pentru a păcăli omenirea și pentru a îi determina ca să se lepede. Ei nu spuneau adevărul, te lua cu o altă întorsătură. Mi-am dat seama pentru că singurul lucru care poate să spună numai și numai și numai lucrurile pe nume este chiar cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia. Doar cei cu adevărat credincioși care să ținea tare de Domnul, aceștia putea să deosebească și să înțeleagă prin Duhul lui Dumnezeu și să fie luminat Luminați de Duhul lui Dumnezeu în acele momente, că orice s-ar întâmpla ei, nu se va lepăda. Iar pentru cei care nu stăteau lângă Dumnezeu ca atare, aceștia cădeau în capcana lor cu ușurință. Și astfel erau mulți care cădeau. Și chiar semnau cu ușurință. Deci, în această prigoană, încercare ce va fi, Dumnezeu știe, dar mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să ne întărească și să ne scoată biruitori în orice moment și în orice vreme. Pentru că aici, la examenul ăsta, erau trei categorii. Primeu erau acei care, indiferent că înțelegeau sau că nu înțelegeau, faptul că nu vroia să se lepede, ei accepta moartea mai degrabă decât să se lepede, pentru că cunoștea cuvântul cum era scris. Al doilea, erau acei care și până în ziua de astăzi ei sunt creștini, dar la examen când le era pistolul în față și focul și moartea le era în față, ei de frică că nu vreau iau moarte, atunci, în acel moment, să le pădau. Și lepădarea aceasta o lua ca ușurință. Nu stătea să se gândească ce vrea să spună această lepădare. Iar alții, care nu cunoștea legământul lui Dumnezeu, nu cunoștea pe Domnul. Aceștia cădeau din start, bineînțeles că își iubeau viața și vrea să trăiască și pentru ei nu era nimic lepădarea. Dumnezeu din cer să se îndure de noi și să ne dea biruința de care avem nevoie, mai ales, mai ales în acele momente în care suntem puși la probă cu viața noastră. În acea zi în care am avut visul, eu m-am trezit și imediat am luat un cuvânt din partea lui Dumnezeu. M-am dus, am deschis Biblia și am deschis, fără să vreau, fără să aleg Luca, capitolul 17, cu versetul 33, unde zice Venirea Fiului Omului. Și spune așa. Oricine va căuta să-și cape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Amin, Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe fiecare în parte.